În acest weekend, peste 100 de persoane au participat la pelerinajul pedestru La Pas pe colinele Sfinte ale Iașului. Este al doilea an la rând când sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor organizează acest pelerinaj. Distanța parcursă de credincioși a fost de 20 de kilometri, iar dise dimineață Biserica Mănăstirii Bucium s-a dovedit neîncăpătoare de pelerini care au participat la Sfânta Liturghie. Pe rugăciune, credincioșii au pornit pe un traseu lung al mănăstirilor Bucium, Piatra Sfântă, Bârnova, Hlincea, Cetățuia. Pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului. Deși vremea a fost capricioasă la primele ore ale dimineții, peste 100 de pelerini au pornit în pelerinaj. Oamenii s-au închinat la mănăstirile de pe traseu și au cântat imne bisericești și au fost rostite rugăciuni. Slavă Bunului Dumnezeu și pentru pelerinajul de anul acesta, pelerinajul pedestru, La Pas pe colinele Sfinte ale Iașului. Anul trecut a mers pe un soare care ne-a doborât, așa ne-a făcut să ne simțim moleșiți. Iar anul acesta, uite că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu ploaie, așa cu cumulare frumoasă, care ce-i drept ne răcorește și ne dă spor să continuăm pelerinajul bucuroși mai departe, cu Doamne ajută! Pelerinajul pedestru de la Iași La Pas pe colinele Sfinte ale Iașului îi invită an de an pe credincioși să fie mai aproape de Dumnezeu și de mănăstirile din zonă.